Mamaia își menține statutul de stațiune a fițelor. Dacă ai bani, poți avea orice, chiar și un șezlong în apă. Este și cazul celor doi tineri din imagini care au găsit o metodă inedită să se răcorească, dar mai ales să atragă atenția fetelor. E foarte cald afară și aș vrea să mă răcoresc și aș vrea să atrag și fetele în același timp. Crezi că e o soluție bună așa să vii? Da, cred că e o soluție foarte bună. Că noi, dar noi doi suntem aici și... E cald și la umbră. Dacă ar fi disponibilă o ofertă de asta așa, ai plăti mai mult? Da, aș plăti triplu. Chiar și sub umbrele este foarte cald și așa în apă e mult mai ok. Te mai atinge apa așa. Evident, da. Și e mult mai bine, adică nu ți-e cald deloc. Administratorii plajelor spun că întâlnesc astfel de persoane cu precădere în weekend. Turiștii sunt însă cei care își mută șezlongurile în apă, iar angajații nu au ce să le facă pentru că au plătit serviciul. Singura condiție este ca respectivul să înapoieze șezlongul în starea în care l-a închiriat. E opțiunea lor, noi nu putem să... Știi cum e clientul tău, stăpânul tău. Poate să-și-l ducă și la turci. Dacă mi-l aduce seara înapoi, întreg, e problema lui. Te uiți la el, că până la urmă e bunul tău, dar nu s-a întâmplat niciodată nimic cu el. Cei care nu vor să stea pe nisip trebuie să scoată din buzunar sume de până la 25 de lei în timpul săptămânii, iar în weekend acestea ajung până la 30 de lei. Bineînțeles, în nordul stațiunii, prețurile pot fi chiar duble.